Casa inteligentă de la Verox. Capitolul 3. Un stil de viață inteligent. Căminul viitorului. Să îi cunoaștem pe frații Popa, Alex și Gabi. Ambii și-au construit casele anul trecut, dar în timp ce Alex este un fan al caselor inteligente, Gabi nu e interesat deloc de tehnologie. Înainte de construcție, Alex l-a vizitat pe George, iar astăzi, sistemul inteligent Verox controlează sistemul lui de încălzire, jaluzelele, sistemul de control al accesului, distribuția energiei produse de panourile solare și toate sursele de lumină. Mai mult, controlează și sistemul de irigare a grădinii, bazat pe măsurarea umidității și prognoza meteo. Pe lângă asta, Alex și familia sunt fanii declarați ai muzicii. Au achiziționat, deci, și un sistem de sonorizare multiroom. Cu acesta, ei se pot bucura de muzică diferită în fiecare cameră, dar muzica lor preferată poate să le urmeze drumul și între încăperi. Pot asculta liste proprii, posturi radio, furnizori de muzică pe internet, chiar și dimineața sub duș. Soneria de la intrare sună și ea în difuzoare, iar sistemul are grijă să sune mai silențios când copilul este adormit. Familiei lui Alex îi plac și filmele, așa că au instalat și un sistem home cinema. La atingerea unui singur buton, ecranul de proiecție coboară, proiectorul este pornit, jaluzelele sunt trase, luminile se sting și poate începe filmul. Siguranța familiei a fost de asemenea un aspect important, motiv pentru care casa este echipată cu alarmă, camere, buton de panică și o serie de senzori care detectează prezența, deschiderea sau spargerea ușilor și a ferestrelor, fumul, scurgerile de apă și de monoxid de carbon. În cazul unei alarme, Alex primește imediat avertizare pe telefon, iar sistemul ridică automat toate jaluzelele, luminează intermitent cu toate luminile și emite și un semnal de avertizare în boxe. Când familia părăsește casa, sistemul de alarmă se activează automat, încălzirea este oprită, luminile se sting și echipamentele electrice sunt deconectate. Nu, frigiderul nu este deconectat, doar echipamentele nefolosite. Iar dacă merg într-o călătorie mai lungă, casa simulează prezență prin mișcarea jaluzelelor și acționarea aleatorie a luminilor pentru a alunga hoții. Ai văzut singura casă? Mă gândeam eu. Cu alte cuvinte, casa lui Alex este foarte inteligentă, dar să ne întoarcem puțin la Gabi, care, exceptând sistemul inteligent, a construit o casă asemănătoare chiar lângă cea a lui Alex. Ei bine, casa lui Gabi este invadată de telecomenzi. Facturile de energie, apă și gaz sunt considerabil mai mari, soneria de la ușă trezește în mod regulat copilul și, dacă te uiți bine, până și iarba vecinului e mai verde. Pe lângă toate acestea, săptămâna trecută, întregul parter a fost inundat din cauza unei țevi sparte. Daunele sunt semnificative, muncitorii lucrează la reparații, iar Gabi caută cu disperare numărul lui George pe internet. Vrei o casă economică, confortabilă și sigură? Caută și tu experții caselor inteligente de la Verox. www.verox-home.ro